Neața, 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 neața! Suntem în, în, în grădină printre mii de păpădii. Am fost și Și pe din banat. Cântă păsărelele pe aici. Toată lumea ce îmi place vara. Însă lăsând fericirea că a venit vara la o parte, astăzi o să răspundem la cea mai frecventă întrebare de pe canalul meu. Am mai făcut chestii de genul și am mai discutat despre întrebări de genul ăsta, dar de-a lungul carierei mele de YouTuber am primit întrebarea asta mai mult decât oricare alta. Ever. Și anume, cine este sponsorul nostru din videoul de azi. Ai nevoie de o licență pentru Windows sau de o licență pentru Office? SD Keys are tot ce ai nevoie. Tot felul de variante de Office, tot felul de variante de Windows, Windows 10, Windows 11, însă dealul cel mai bun fiind pe Windows 10 Pro în momentul în care îl cumperi la prețul foarte bun și ai free upgrade la Windows 11. Asta pe lângă vouchere și tot ce se mai găsește la SD Keys. Procesul de achiziție al codului este foarte simplu, la fel ca și procesul de activare a Windows-ului cu codul pe care l-ai cumpărat, la fel de simplu. Iar prin codul KFTSK10% primești și o reducere peste prețul rezonabil să fie și mai bine. Mai multe informații în linkul din descriere. <laughs> da, nu, nu, nu. Adică ați văzut în titlu oricum. Întrebarea este cât plătesc curent pe lună. Și aș putea să răspund acum și să terminăm videoul așa, pff, scurt. Dar vreau să dau niște argumente și de ce și cum și este mai complicat și mai complex puțin el subiectul decât uh, un simplu răspuns direct așa. Undeva cam pe la 800-1000 de lei pe lună, cam atât plătesc lunar. Acum depinde de la lună la lună. Au fost luni care am plătit mai puțin, au fost luni care am plătit 6 de lei, au fost luni care am plătit regularizare 1700 de lei, depinde de situație, de cât curent consumăm, nu este în fiecare lună la fel. Dacă stai să analizezi energia electrică necesară pentru o casă modernă, pentru o casă normală, este undeva pe la 300, un maxim 400 de kW pe lună. Asta ar însemna un 3-4 kWh. Dar, la mine, este diferit puțin tel pentru că doar serverul, doar racul, pe care l-ați văzut în videoul de acum câteva zile, consumă undeva pe la aproape de 3. Dacă adun tot din camera mea, PC-uri și calculatoare și home cinema și tot, dacă ar fi să rulăm totul simultan să fie tot pornit, este undeva pe la 7 kW. Deci suntem aproape de 10 și acolo adaug așa, boiler pe curent, adaugă plită pe curent, cuptor, adaugă aspiratoare, becuri, luminițe și ce mai este. Ia vă dați seama, într-o casă sunt multe chestii care consumă curent în 2022 față de cum a fost acum câțiva ani în urmă. Plus, în lunile de iarnă m-am cam încălzit și cu curent. Depinde, nu în toate camerele, în într-o cameră două, am mai folosit și reșouri pe curent, care consumă și alea destul de mult, au un 2-3 kW și alea, ca idee. Curentul, practic, se consumă destul de bine. Bine pe curent. Cât am fost mic, părinții mei au fost o cu gura pe mine, nu lăsa becu aprins, nu lăsa televizorul aprins, nu lăsa... Am crescut așa cu chestia asta în cap, iar în momentul în care am ajuns să plătesc eu curentul, am zis nu vreau să aud chestia asta, nu vreau să o spun, deci nu stinge becul, stinge televizorul, stinge alea că consumă curent. Așa că într-un fel sau altul nu prea mă interesează cât de mult vine factura la energia electrică, pentru că ăsta este mijlocul principal prin care eu produc bani și activitatea mea ține de energia electrică. Toate calculatoarele și toate astea, toate necesită curent, inclusiv camerele cu care filmăm. E relevant că filmăm noi acum în grădină și sunt pe baterie, dar bateriile alea se încarcă, nu? Se încarcă cu curent. Pe urmă trebuie să copiezi, pe urmă trebuie să editezi, pe urmă trebuie să exporti toate procese care consumă curent. Așa că dacă prin asta am câștig eu traiul, Clar, nu mă interesează atât de mult. Deci în principiu, asta este activitatea mea profesională și nu neapărat văd curentul ca și o cheltuială, deși este o cheltuială în contabilitate, o văd ca și o relativ o investiție, să spunem așa, pentru că în final îmi va aduce profit. Deci da, pentru unii poate că pare mult. Pentru o casă normală care consumă 100-200 de lei pe lună curent, clar se va aprinde un beculeț roșu, bă că consum prea mult. Dar again, mie nu mi se pare mult pentru că din asta îmi câștig existența. Acum, până la urmă, aș putea, aș putea să mai opresc câte un PC din când în când care merge, să zicem, de două ore de degeaba. Aș putea să mă feresc să nu se mai cacă albinele pe mine. Aș putea să mai opresc din chestii. Deci există metode să mai economisești. Dar părerea mea este că, adică cel puțin aici când vorbesc videoul ăsta, tot este adresat la mine, este la adresa mea. Deci nu discutăm despre altcineva, clar. Nu văd rostul să economisești 50 sau 100 de lei la curent prin simplu fapt că mă chinui de fiecare dată când dintr-o cameră să aprind câte un PC dacă am nevoie în loc să a pornit. Pentru că acei 50 sau 100 de lei oricum nu vor rămâne în buzunar, banul nu este făcut să rămână în buzunar, îi voi da pe altceva, o să se duc oricum. Așa că dacă tragi linie nu va fi o economie. Probabil că na, este mai bine că nu mai consumăm atât de multă energie electrică și uh, economisesc eu puțin și ajută la planetă sau știu eu ce. Este un subiect foarte sensibil, dar după cum am spus eu am crescut cu chestia asta, cu economia asta în minte. Iar acum că sunt persoana care plătește curentul, nu mai vreau să mă cert singur sau să cert pe alții legat de... Uh, Energia Electric. N-am avut un script pentru videoul ăsta, n-a fost un mesaj pe care am vrut să l transmit vouă, să zic așa, să spun ceva prin el. A fost efectiv ce am gândit și am vrut să răspund de la întrebare pentru că am văzut-o peste tot, de atât de mult timp și de atât de multe ori, încât uh, am zis, băi, până la urmă merită un video dedicat. Deși inițial nu am vrut să vorbim despre chestia asta, că până la urmă este treaba mea așa, așa mai departe, dar n-am avut niciodată nimic de ascuns și nu o să începem acum. Am zis, băi, hai facem videoul ăsta să vedem ce zice lumea. Sunt curios de comentariile voastre de jos de acolo. Dacă ar fi să ne uităm la ultimele facturi pe care le am pe MyNL, regularizare 2129 de kW consum, 2129 de kW, dar asta sunt pe două luni. Deci facturile sunt pe două luni, nu pe o lună. Valoare 1671 de lei. A doua fiind tot regularizare 2139 de de, kilowat, de lei. 27-12-2021 până în 27 a 2 a 2022 iar următoarea fiind emisă în 13-4 a -a, deci tot la 2 luni. După cum spuneam undeva pe la 1000 de lei pe lună. Aici intră factori precum contractul pe care l-ai cu... cu... Na compania care îți furnizează energia electrică, ce plată ai per kilowatt, cât plătești și așa mai departe, chestii de genul ăsta despre care nu are sens să discutăm, că na, diferă de la casă la casă. Dacă voi mai țineți minte cei OG ce mă urmăresc de mai multe vreme când am făcut prezentarea depozitului mare, smart, high-tech al celor de la EMAG din București, am discutat acolo despre cât plătesc ei curent acolo. Nu este o comparație ce fac aici, este doar ca idee în momentul în care businessul depinde de curent, clar că nu mai contează atât de mult cât e curentul. Tu încerci să-l limitezi cât poți. La studioul mare și uh, mult așteptat, să spunem așa, pe care îl construim aici în spate, uh, vom avea panouri fotovoltaice. Deci practic uh, cheltuiala asta va dispărea și va fi amortizată prin pasivitatea studioului, să spunem așa, dar până acolo mai durează puțin tel, așa că mai avem un pic de plătit. Dar nicio problemă, din experiența mea doar cu bani se pot face bani. Însă până atunci mai e ceva timp, dar am vrut să răspund la această întrebare pentru că după cum ziceam, o văd la fiecare video în care discutăm despre chestii, inclusiv racul, la ultimul rac pe care l-am făcut, sunt o grămadă de întrebări cu, na, cât plătesc curent și mai departe și de-a lungul timpului am văzut o de multe, multe, multe ori. Au început. Hai să încheiem și noi videoul aici. Vă doresc o zi bună, frumoasă și ne vedem data viitoare. Pa, pa!